Așa cum a previzionat încă de acum câteva săptămâni liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Gabriel Ploscă, s-a ajuns la situația în care majoritatea școlilor au rămas fără bani de salarii, din cauza faptului că fondurile au fost alocate în bugete potrivit unui calcul din birou al cheltuielilor per elev. În județul Neamț, din cele 134 de școli cu personalitate juridică, doar 15 ar mai avea, potrivit liderului de sindicat, bani de salarii. Sindicatele sunt atât de revoltate împotriva deciziilor guvernamentale aberante, încât susțin că singura soluție ar fi ca dascălii să aibă curajul să pună lacătul pe școli. Nu o fac însă de dragul meseriei și din responsabilitate față de elevi. Aberația este legată de faptul că nici școlile care au bani nu pot să primească de la trezorerie undă verde pentru a ridica fondurile de banii de salarii, motivat de faptul că un nou program informatic le blochează conturile. Autoritățile publice locale susțin că sunt legate de mâini și de picioare din cauza aberațiilor legislative existente. În opinia sa, nu este normal ca primăriile, care țin de Ministerul Administrației și Internelor, să plătească bani școlilor care aparțin de Ministerul Educației.
La conducerea inspectoratului școlar al județului, în lipsa inspectorului general Viorel Stan aflat la Tulcea la o întâlnire cu cei din conducerea ministerului, a rămas inspectorul general adjunct Elena Laiu. Contactată telefonic, aceasta ne-a declarat că se află la trezorerie în încercarea de a rezolva cât de cât problema salariilor. Încercările noastre telefonice de a lua legătura cu generalul adjunct s-au soldat cu eșec din cauza faptului că acesta nu a mai răspuns la telefonul mobil, iar la cel fix al inspectoratului ni s-a tot spus până la închiderea ediției că nu s-a întors de la trezorerie. La fel ni s-a întâmplat și cu încercările noastre de a lua legătura cu cei din conducerea trezoreriei Neamț. Conform declarațiilor telefonice ale secretarei instituției, trezorierul șef al județului Elena Stan s-ar fi aflat într-o comisie de examen, iar purtătorul de cuvânt al instituției, Cristina Ionescu, habar nu avea de subiect. Și toate aceste lucruri în condițiile în care ne aflăm în prima zi de campanie electorală. În situația de a nu a mai avea deloc fonduri de salarii până la sfârșitul anului, se află 20 de unități bugetare finanțate prin primării, cluburile copiilor finanțate direct prin inspectoratul școlar și 15 școli speciale finanțate prin Consiliul Județean Neamț.